Copiii de astăzi petrec mult timp la școală și nu se mai bucură de copilărie. Teste, sarcini zilnice, un volum mare de cunoștințe de învățat, dar și pregătiri suplimentare. Psihologii spun că timpul petrecut la școală a devenit o perioadă stresantă pentru copii, dar și pentru părinților. Dacă timpul elevilor nu este gestionat corect și acest stres zilnic este ignorat, o perioadă mai lungă de timp se poate transforma în anxietate, depresie, oboseală cronică, lipsa de motivație și chiar refuzul de a mai merge la școală. Copiii stresați au manifestări similare sindromului burnout întâlnit la adulți, când munca îi stresează și nu mai fac față sarcinilor zilnice. Copiii noștri petrec mult timp la școală, cu teste, evaluări și o programă încărcată. Zilnic au diverse sarcini școlare, care au potențialul de a-i stresa. Astfel, un stres îndelungat poate avea consecințe nedorite. Anxietate, depresie, oboseală, nu trebuie să ignorăm anumite comportamente ale copiilor. Plânsul dimineața când trebuie să meargă la grădiniță, îngrijorarea constantă la școală, dacă nu știu să răspund, dacă iau note mici, neimplicarea în sarcini, devine încăpățânat și agresiv. Stresul apare atunci când solicitările externe depășesc capacitatea internă de a le face față. Specialiștii recomandă părinților să-și ajute copiii să depășească momentele mai puțin plăcute, să-i motiveze să facă față solicitărilor și, cel mai important, să-i încurajeze să vorbească despre problemele pe care le întâmpină. Ne uităm așadar la stres atât din exterior cât și din interior. Privit din exterior, stresul ia forma presiunii pe care o trăiesc copiii legată de școală. Presiunea timpului. Copiii lucrează contra cronometru, timpul devine un dușman. Probleme acasă, divergențe între părinți, un membru al familiei este bolnav, divorțul părinților, ceea ce acumulează îngrijorări. Somnul insuficient și mâncarea nesănătoasă obosește organismul. Presiunea din partea părinților, profesorilor sau colegilor. Programul încărcat. Stresul interior este mult mai greu de identificat. Ca psiholog întâlnesc diverse situații. Este greu și nu mă descurc. Sunt colegi mai buni decât mine. Nu-mi place să iau note mici. Așadar, trebuie să intervenim să-i ajutăm pe copii să facă față solicitărilor. Încercăm să-i arătăm copilului sursele de stres, să-l facem să conștientizeze și să identifice faptul că e stresat. Ce emoții simți? Când ai un test, cum te simți atunci? Ce gândești când ești stresat? Copilul trebuie învățat să vorbească cu sine însuși, să nu accepte gânduri ca nu pot, este greu, nu o să reușesc. Trebuie învățat ca vocea critică să fie înlocuită cu o voce încurajatoare. O să reușesc, chiar dacă este mai greu. O să încerc. Sigur, pot să mă descurc. Este demonstrat faptul că atât corpul cât și mintea au nevoie de pauze. De aceea, copiii trebuie să beneficieze de timp pentru a se relaxa și pentru a se juca. Mulți tineri încearcă să aloce timp și activităților extrașcolare, dar și acestea trebuie prioritizate, pentru ca elevul să nu fie încărcat și mai mult. Psihologii mai spun că foarte important este ca părinții să învețe pe cei mici modul în care ar trebui să învețe. Mulți copii au activități extrașcolare mai multe și cred că este bine să încercăm să le selectăm. Unii copii sunt foarte fericiți când merg la sport sau la muzică. Dar dacă vedeți că se acumulează oboseala, e timpul să prioritizați. Învățați-i să învețe. Pe unii copii ajută să organizeze materialul de învățat în poze, culori. Așa rețin mai ușor. Înainte de a învăța ceva, stimulați-i să se gândească la ce știu despre acel subiect. De asemenea, părinții trebuie să se asigure că cei mici au un somn de calitate. Odihna adecvată reprezintă o sursă primordială de a face față stresului. Trebuie să învățați să-și organizeze timpul. Creați un program zilnic în care se introduce timp dedicat pentru învățat, activități distractive, odihnă și somn. O rutină este extrem de importantă, poate ajuta copilul să se concentreze mult mai bine. Somnul de calitate nu trebuie să fie o excepție, ci un obicei. Un somn suficient ajută creierul să se refacă. De exemplu, preșcolarii, 3-5 ani,
au nevoie de 10-13 ore de somn pe parcursul a 24 de ore. Școlarii mici, 6-12 ani, au nevoie de 9-12 ore, iar adolescenții de 8-10 ore. O alimentație sănătoasă, limitarea timpului petrecut pe gadgeturi sunt și ele elemente esențiale de care părinții ar trebui să țină cont. Pe lângă somn, creierul are nevoie și de aportul ideal de nutrienți potriviți pentru a funcționa în mod optim. Cât mai puțin zahăr, suficiente lichide. Trebuie evitată distragerea atenției de către telefonul mobil. Când își fac temele, este iarăși foarte important ca la interval de 40-45 de minute să ia o pauză de 10 minute. Deci foarte important este rolul părinților în gestionarea stresului școlar. Permanent să fim alături de ei, să-i încurajăm și să-i susținem. Părinții sunt cei care trebuie să le fie alături copiilor, să-i susțină emoțional, să-i încurajeze, astfel încât aceștia să simtă un sprijin și să poată găsi mai multe resurse pentru a se destinde.